Dragii mei, ultimele săptămâni au adus schimbări majore în viața fiecăruia dintre noi. Fiecare am experimentat lucruri pe care nu ne-am gândit că le vom experimenta. Fiecare dintre noi am întâmpinat restricții pe care nu ne-am imaginat că le vom întâmpina. Este cu adevărat dureros și neplăcut că nu putem să ne vedem unii pe alții în casa lui Dumnezeu și să ne închinăm împreună. Însă totuși, dragii mei, în vremea aceasta, care cu siguranță este cunoscută de Dumnezeu, în vremea aceasta sunt lecții pe care noi trebuie să le învățăm. Și aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi, schimbările acestea au produs niște transformări radicale, nu în societate numai, ci în noi înșine. Eu mă mir de mine. Adesea am dezvoltat o adevărată obsesie a spălatului pe mâini. Și poate cineva dintre dumneavoastră va zice, acum nu trebuie să exagerăm nici cu asta. Dragii mei, e drept, nu trebuie să exagerăm cu nimic, dar să fim prudenți este foarte important. Este un cuvânt în Cartea Proverbelor, la capitolul 14 cu versetul 16, care ne cheamă la înțelepciune. Știți ce spune aici înțeleptul Solomon? Spune, înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Vedeți, din nou ne sunt prezentate cele două extreme față în față cu această provocare a coronavirusului. Unii care vor să arate că ei sunt fără frică, dar în realitate în spatele lor stă o îngânfare. Dragii mei, înțeleptul este prudent. Și vreau să vă chem și astăzi, dragii mei, la prudență. Trebuie să fim atenți, trebuie să ne temem ca nu cumva să ne contaminăm, dar nu teama aceea care ar putea să ne facă rău, pentru că tocmai despre asta vreau să vorbesc astăzi, ci teama aceea de a nu greși, de a nu face cumva noi înșine lucruri care ar putea să-i pună în pericol pe alții și ar putea să pună în pericol familiile noastre și pe noi înșine. Vă aduc aminte și astăzi, păzitorul nostru al tuturor este Domnul și încrederea noastră trebuie să fie pusă în El. Însă, dragii mei, astăzi mi-am propus în fața dumneavoastră să aduc un cuvânt de învățătură și cuvântul acesta de învățătură l-am pus sub titlu Pagube colaterale ale războiului coronavirus. Avem un război anticoronavirus pe care îl purtăm acum și ca în orice război există pagube colaterale. Nu vedeți că dacă stăm față în față cu această criză, trebuie să recunoaștem că ea a produs schimbări majore în viața fiecăruia dintre noi. Însă ceea ce este dureros este nu doar faptul că trebuie să ne spălăm foarte des pe mâini, mai des decât altădată. Asta e un lucru chiar bun, ne face bine. Ceea ce e dureros, dragii mei, e faptul că în jurul nostru se moare, faptul că în jurul nostru sunt oameni bolnavi și noi trebuie să avem în vedere mereu să ne rugăm pentru toți aceștia. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că diavolul atacă în vremea de acum cât poate de mult. Cum am văzut undeva scris, dacă pe unii nu reușește să-i bage la infecțioase, caută să-i bage la psihiatrie în spital. Ori, dragii mei, tocmai de aceea noi trebuie să veghem, să fim foarte atenți în vremea de acum. Pentru că observați dumneavoastră avalanșa de știri care vin spre noi, toate știrile acestea vin să ne spună numărul de infecții a crescut vertiginos. Numărul de morți a crescut vertiginos. Auzim despre virus, contaminare, izolare, carantină, internare, reanimare, intubare. Auzim despre conspirație, criză, șomaj, inflație, foamete, conflicte, război și tot felul de scenarii de felul acesta. Știți ce vrea să facă diavolul cu toate acestea? Vrea să ne ia pacea sufletească. Vrea să ne aducă tulburare, vrea să semene frica în noi, să ne facă să ne temem. Și tocmai de aceea vă spun, dragii mei, există posibile pagube colaterale în acest război anticoronavirus. Și care ar putea fi aceste pagube colaterale? Dragii mei, dacă frica ajunge să pună stăpânire pe cineva, nu o spun eu, o spun specialiștii. Când frica stăpânește, sistemul imunitar este pus la pământ. Îngheață totul, nu mai putem să facem nimic.
Și tocmai de aceea cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să vă aduceți aminte, nenumărate rânduri, când ucenicii erau în furtună, Domnul a zis, nu vă temeți. Când au trecut prin situații de criză, Domnul a zis, nu vă temeți, pentru că frica este paralizantă. Ea poate să facă nespus mai mult rău. Cu mulți ani în urmă, Avicena a făcut un experiment. Experimentul lui este foarte interesant. A luat o cușcă în care a pus un miel, o cușcă cu zăbrele prin care se putea vedea, a pus un miel și lângă cușca aceea a luat o altă cușcă și a pus un lup. Sigur că lupul nu putea să ajungă la miel. Dar știți ce făcea lupul acela? Mereu, mereu mârâia, mereu, mereu se agita în fața mielului și peste puțină vreme, mielul acela, chiar dacă nu putea să fie atins de lup, mielul acela a murit. A murit de frică. Ori, dragii mei, ceea ce vreau să înțelegem este că frica poate să ne facă pagube nespus mai mari decât coronavirusul chiar. Sunt oameni care se recuperează din coronavirus și am bucuria să vă spun că sunt bucuros de fiecare dată să văd statisticile și să văd că atâția oameni ajung să depășească momentul critic. E drept că sunt alții care cad victime ale coronavirusului și de aceea spun încă o dată, trebuie să fim foarte prudenți. Însă, dragii mei, eu aș spune, s-ar putea de coronavirus să scăpăm mai ușor decât de această pagubă colaterală care este frica. Și ce face diavolul? Vine cu această avalanșă de știri spre noi, cu aceste vești, ne face să stăm ziua și noaptea să vedem ce s-a mai întâmplat și în toate acestea oamenii ajung nu doar la frică, ajung la panică și ajung la disperare. Știți dumneavoastră că sunt în ultimele săptămâni oameni care au ajuns la gesturi extreme, au recurs la gesturi extreme față în față cu această situație de criză în care se află? Ei bine, cuvântul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră pornește de la un verset din Scriptură pe care ni-l pune înainte Dumnezeu și pe care ar trebui să-l luăm seama la el. Pentru că există aceste pagube colaterale ale războiului anticoronavirus și de aceea eu vreau să aduc versetul acesta înaintea dumneavoastră ca să înțelegem că dacă Dumnezeu ne ajută să ne păzim de coronavirus, e un lucru foarte bun. Dar dacă noi ne vom lăsa afundați în mlaștina aceasta a disperării, a panicii, a temerilor, a spaimelor, mă tem că vom ajunge să suferim din pricina aceasta nespus de mult aici și poate chiar mai mult în veșnicie. De aceea vă chem în numele Domnului Iisus să luați în amintea asupra versetului din Proverbe, capitolul 4, cu versetul 23, care zice: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Vă deranjează dacă v-aș chema pe dumneavoastră, cei ce ne urmăriți de acasă, să rostiți împreună cu mine încă o dată Proverbe, capitolul 4, cu versetul 23? Haideți să încercăm ca la biserică. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. De ce credeți că Dumnezeu zice păzește-ți inima mai mult decât orice? Mai mult decât mâinile care ar putea să fie infectate de coronavirus? Mai mult decât orice, de ce? Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Ce înseamnă aceasta? Orice râu pornește de la izvor. Dacă spune Scriptura că inima este locul din care ies izvoarele vieții, înseamnă că tot ceea ce facem și tot ceea ce trăim în viața aceasta este puternic influențat de ceea ce pornește de la inimă. Și acum când Biblia vorbește despre inimă, nu se referă strict la organul acesta care bate în pieptul nostru. Ci când Biblia vorbește despre inimă, vorbește despre centrul gândirii și al simțirii noastre. Și asta aș vrea să înțelegem astăzi. Dacă ne gândim, Domnul Iisus Hristos a spus că
omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui și din prisosul inimii vorbește gura. Asta înseamnă că vorbirea noastră pornește din inimă, trăirea noastră pornește din inimă, atitudinile noastre pornesc din inimă. Și spun încă o dată, când Biblia vorbește despre inimă, vorbește despre centrul gândirii și al simțirii ființei omenești. Aș vrea să vă chem în vremea de acum, când vine spre noi o avalanșă de știri, știri cauzatoare de teamă. Aș vrea să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Nu vă lăsați doborâți de ele. E foarte important ce lăsăm în mintea noastră. N-ați observat dumneavoastră că totdeauna gândul nostru produce un sentiment. Ia încercați să vă gândiți la ceva ce vă place, la o persoană care vă place și veți vedea că veți fi inundați de iubire pentru persoana respectivă. Ia încercați să vă gândiți la omul care vă face rău și veți vedea că sunteți inundați de sentimente de ură. Dragii mei, tocmai de aceea este important să luăm în considerare faptul că gândirea noastră trebuie foarte bine filtrată în vremea de acum. Diavolul vrea cu orice preț, ascultați-mă, el vrea cu orice preț să ne infectăm cu coronavirus. Dacă nu poate să ne infecteze cu coronavirus, că stăm izolați în casele noastre sau cum putem ne ferim, vrea să ne infecteze mintea. Însă, dragii mei, chemarea cuvântului lui Dumnezeu pentru noi în această zi este chemarea la igienizarea minții. Și aș vrea astăzi să înțelegem că mintea noastră poate să fie izvor de gânduri rele sau poate să fie izvor de gânduri bune. Mintea noastră poate să fie izvor de gânduri rele, poate să fie izvor de gânduri bune. Când Dumnezeu a adus potopul peste lumea aceasta, știți ce spune Scriptura? Că Dumnezeu s-a uitat la oameni în Geneza 6:5 și zice: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Da, există oameni a căror gânduri sunt îndreptate numai spre rău. Însă, slavă Domnului, există oameni și noi vrem să fim din această categorie, oameni care se luptă să gândească și să simtă dumnezeiește. La aceasta vreau să vă chem astăzi. Dragii mei, e foarte important să ne păzim inima, respectiv mintea noastră. Dar cum să ne păzim inima? Vă rog să luați în considerare că atunci când Dumnezeu îl schimbă pe om, el începe cu mintea. În Roman, la capitolul 12, cu versetul 2, știți ce spune cuvântul Domnului? Zice: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Adică transformarea noastră lăuntrică începe cu transformarea minții. Tocmai asta este pocăința, pasul schimbării noastre. Ea presupune o schimbare a minții, acea metanoia, schimbarea minții. Ori dacă Dumnezeu ne ajută să înțelegem că schimbarea ființei umane începe cu mintea, n-aș vrea să uităm nicio clipă că diavolul este de asemenea foarte interesat de inima, de mintea noastră. Tocmai de aceea acest asediu asupra ceea ce gândim și simțim. Dragii mei, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, pentru binele vostru, vă rog frumos, aveți grijă de inima, de mintea voastră în vremea de acum. Pentru că vai mă tem că pagube mult mai mari pot să fie pagubele acestea colaterale în lupta pe care o purtăm în războiul acesta anti-coronavirus. De aceea, dragii mei, vă chem, asigurați-vă că l-aveți pe Dumnezeu la cârma minții, la cârma gândirii voastre. Când Dumnezeu e la cârma gândirii noastre, știți ce se întâmplă? Atunci gândim bine. Și dacă gândim bine, trăim bine. Și dacă trăim bine, facem bine. Când Dumnezeu e la cârma gândirii și a minții noastre.
Când diavolul este la cârma gândirii noastre, atunci gândim rău, atunci facem rău, atunci trăim rău. Am lucrat câțiva ani de zile cu copiii și era o cântare pe care o cântam adesea cu copiii din biserică. N-am să o cânt pentru dumneavoastră, o cânt pentru mine adesea, însă versurile acestei cântări sunt foarte grăitoare pentru noi în acest context. Vă rog să luați seama la ele. Spun așa, mintea ta e ca o moară care macină mereu gânduri rele și păcate sau gândiri din Dumnezeu. Și refrenul cântării este așa, păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Și atunci continuă cântarea zicând așa, zilnic vin de dimineață doi, un înger și un drac, ca să pună în moara minții gândurile lor din sac. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Cui deschizi, copile dragă, că-și cel care pune întâi macină cât ține ziua și cu ce ți-a pus rămâi. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Îngerului care vine ca trimis dumnezeiesc, tu deschide-i și îți va umple moara ta cu grâu ceresc. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Știți ce este totuși frumos? Că mintea noastră nu poate întreține două gânduri deodată. Ci ne gândim odată la un lucru, chiar dacă avem atenție distributivă unii, totuși gândul nostru pe moment este îndreptat într-o singură direcție. Am această întrebare. De ce ai alege gândul rău? Aș vrea să te rog, când îți vine gândul rău, pentru că are grijă diavolul să ți-l aducă prin atâtea știri, prin atâtea zvonuri pe care le auzi, eu te rog, când îți vine gândul rău, alungă-l și gândește gândul cel bun. Dragii mei, ca să evităm aceste pagube colaterale în războiul anticoronavirus, aș vrea să vă chem să avem în vedere patru lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare și să le aplicăm în viața noastră. În primul rând, să luăm în considerare alimentarea gândului. Repet, ca să rămână întipărit în mintea noastră, alimentarea gândului. E foarte important cum alimentăm gândurile noastre. Pentru că gândurile noastre care vin în mintea noastră pornesc de la ceea ce vedem, pornesc de la ceea ce auzim. De aceea aș vrea să luăm în considerare în vremea de acum, în care atâtea știri vin din toate părțile, te-aș întreba, e oare chiar necesar să ascult toate știrile? Poate vei zice, frate Nelu, trebuie să fim oameni informați. E drept, trebuie să fim oameni informați. Dar întotdeauna când asculți ceva sau când vezi ceva, puneți această întrebare. Mă ajută ceea ce aud și ce văd? Mă încurajează ceea ce aud și ceea ce văd? Mă face să mă simt bine ceea ce aud și ceea ce văd? Trebuie să fim foarte atenți cu ce ne alimentăm mintea. Există gânduri care te pot îmbolnăvi spiritual și te pot îmbolnăvi chiar fizic. Avem acum timp mai mult ca altădată. Stăm închiși în casele noastre mai mult ca altădată. Ce facem cu timpul nostru? Poate veți zice, citim. E bine. E bine să citim. Întrebarea este ce citim. Vedem mai mult în vremea de acum decât altă dată. Întrebarea este ce vedem. Ceea ce intră pe poarta ochilor și pe poarta urechilor în mintea noastră va determina ceea ce gândim, iar ceea ce gândim va determina ceea ce facem. De aceea spun, e foarte importantă alimentarea gândului.
trebuie să luăm seama la contextul în care trăim, ne influențează așa de mult prin avalanșa de informații negative care vin asupra noastră. Însă, dragii mei, eu aș vrea să vă recomand un lucru care e important. Veniți să ne alimentăm mintea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Veniți să ne alimentăm mintea cu el. O, ce descoperire minunată a făcut omul lui Dumnezeu. Știți ce zicea psalmistul în psalmul 119? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Și apoi răspunsul pe care îl capătă este îndreptându-se după cuvântul tău. Apoi tot în psalmul 119, la versetul 11, zice așa: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Observați dumneavoastră, dacă strângem acest cuvânt în inimă, suntem scutiți de păcat și în al doilea rând suntem ajutați să ne păstrăm cărarea curată. Și de ce n-aș zice suntem ajutați să ne păstrăm mintea curată? De aceea vreau să vă chem în numele Domnului Iisus pentru pacea voastră, pentru liniștea voastră, pentru ca viața să nu vă fie făcută un calvar. Vă rog în numele Domnului Iisus, luați seama la alimentarea gândului. Luați seama. Vă va fi de mare folos. Alimentați-l cu al Domnului cuvânt și cu siguranță el vă va aduce pace și liniște. Aș vrea să atrag atenția asupra unui alt lucru foarte important în vremea când această avalanșă de știri negative vin spre noi. Nu numai alimentarea gândului este importantă, ci și alungarea gândului rău este importantă. Mai zic o dată, alungarea gândului. Noi trebuie să gândim. Ca ființe umane gândim tot timpul. Însă întrebarea este ce gândim? Vreau să vă chem să învățăm să alungăm gândul cel rău de la noi. Poate vine diavolul să-ți aducă gândul că te vei îmbolnăvi și tu. Poate vine diavolul să-ți spună că tu ai dat mâna cu cineva și că s-ar putea întâmpla să fii luat și tu. Nu e așa că aceste gânduri vin să-ți aducă tulburare? Eu te chem în numele Domnului Iisus Hristos. Nu te lăsa tulburat. Ci gândul care vine să-ți aducă tulburare este un gând care merită să fie alungat. Și te chem în numele Domnului Iisus, alungă gândul cel rău. Spunea un predicator clasic, foarte cunoscut, nu poți opri păsările să zboare pe deasupra copacului, dar le poți împiedica să-și facă cuiburi. Ei bine, nu lăsa vreun gând rău să se cuibărească în mintea ta. Te rog din suflet. Gândul rău când se cuibărește în mintea ta îți va aduce un sentiment rău. Îți va aduce fie tulburare, fie frică, fie panică, fie spaimă, fie disperare. De aceea vreau să-ți spun, dragul meu, luptă cu gândul cel rău ca să-l alungi. Luptă și alungă gândul cel rău. Spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4 și 5 așa. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. Îmi place asta. Fratele meu, sora mea, dragii mei, știu că vin gânduri rele din toate părțile spre noi în contextul acestei crize provocate de coronavirus. Însă ca să nu fie pagube colaterale în războiul acesta anticoronavirus, vă chem din tot sufletul, alungați gândul cel rău. Acum aveți la dispoziție arme puternice. Prima armă pe care o avem la dispoziție este cuvântul lui Dumnezeu.
Dragii mei, când ispita a venit la Domnul Iisus, a răspuns în termeni fermi: este scris. Crede ce este scris, mărturisește ce este scris și va fi ferice de tine. O altă armă puternică pe care o ai la dispoziție este rugăciunea. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, folosește-te de arma aceasta. Când gândul cel rău va veni în mintea ta, pleacă-ți genunchiul, stai înaintea Domnului și zici: Doamne, eu nu vreau să-mi întrețin un astfel de gând. Nu-mi face bine, mă aduce tulburare. Luptă cu gândul acesta și alungă-l. De asemenea, ai la dispoziție numele Domnului. În numele Domnului cad în leși în duhurile străine. Folosește numele Domnului și spune: gând rău, pleacă în numele Domnului Iisus. Ai la dispoziție de asemenea sângele Domnului Iisus. Sângele acela care aduce protecție. De aceea, cheamă sângele Domnului peste tine și peste casa ta, peste mintea ta. Și mai ai la dispoziție o armă. Lauda la adresa Domnului. Îmi place cuvântul din Psalm care zice: eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Când îți vine gândul cel rău, în loc să stai și să-l macini în mintea ta, mai bine începe să-l lauzi pe el neîncetat, cum spune cântarea noastră. Alungă gândul cel rău. Așadar, în vremi ca acestea, vreau din nou să vă chem să luați în considerare alimentarea gândului, luați în considerare alungarea gândului, dar de asemenea vă chem să luați în considerare alinierea gândului, adică gândul nostru trebuie aliniat cu ce? Cu gândul lui Hristos. Nu așa zicea Apostolul Pavel în 2 Corinteni 10:5? Orice gând îl fac rob al ascultării de Hristos. De asemenea, spune tot Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Frații mei, surorile mele, există un standard al gândirii sănătoase care vă va păstra echilibrul emoțional în vremi ca acestea. Știți care e standardul? Gândirea cristică. Să gândim ca și Hristos. Gândul lui Hristos, atenție, gândul lui Hristos nu seamănă teroare, niciodată. Gândul lui Hristos nu aduce tulburare, niciodată. Gândul lui Hristos nu alimentează pofte nelegitime, niciodată. Însă gândul lui Hristos ne aduce pace și ne aduce liniște. Aliniază-ți gândul cu gândul lui Hristos. Alinierea gândului este foarte importantă. Este un cuvânt în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6, care spune așa: cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Eu parafrazez, fără teama de a greși, și zic așa: cine zice că rămâne în el, trebuie să gândească și el cum a gândit Iisus. Față în față cu furtuna, Domnul Iisus s-a ridicat liniștit de la cârmă, a dormit liniștit la cârmă. Când l-au trezit ucenicii, s-a ridicat liniștit, având încredere că cel ce stăpânește peste furtuni este Domnul. Este stăpânul cerului și al pământului. De aceea eu vă chem să avem gândul care era în Hristos Iisus, vă chem la această aliniere a gândului. Repet, este foarte important să luăm în considerare alimentarea gândului, alungarea gândului rău, alinierea gândului cu gândul lui Hristos și e foarte important să mai luăm în considerare apărarea gândului. Diavolul va arunca săgeți arzătoare asupra minții noastre. Însă noi suntem chemați la apărarea gândului. Cum putem să facem asta? Aș vrea să știți că în panoplia dăruită de Dumnezeu credinciosului, dacă vă veți uita în Efeseni, capitolul 6, găsiți faptul că orice credincios, printre armele cu care trebuie să se echipeze, are, spune versetul 17 din Efeseni 6, zice așa: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă coiful mântuirii?
Coiful e menit să apere capul, adică să apere gândirea. Coiful acesta al mântuirii ne face pe noi să înțelegem ceva. Credem că suntem mântuiți de Domnul, nu-i așa? Acest coif al mântuirii ne va face să înțelegem că noi suntem în mâna Domnului. Suntem mântuiții Lui. Și nu este niciun rău așa de mare care ni se poate întâmpla care să ne ia pacea și să ne aducă tulburare. Nu e drept să lăsăm tulburarea în mintea noastră, în inima noastră, ci coiful acesta al mântuirii ne va asigura în orice moment că noi suntem mântuiții Domnului. Și dacă Domnul a dat un preț așa de mare pentru noi și pentru mântuirea noastră, înseamnă că ne prețuiește, că suntem în atenția Lui, că ne va purta de grijă. Coiful mântuirii înseamnă pentru noi înțelepciune. Și știți ce înseamnă înțelepciunea aceasta? Când punem coiful mântuirii pe cap, atunci ne apărăm cu adevărat mintea. Pentru că acest coif al mântuirii înseamnă înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și înțelepciunea aceasta ne va ajuta să discernem, să zicem gând rău, îl alungăm, gând bun, îl întreținem. Dragii mei, însă să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat nu numai coiful mântuirii pentru protecția minții, ci ne-a dat și sabia Duhului. Ce face această sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu? Știți ce face? Sabia taie bine. Și tot ceea ce e rău în noi, sabia aceasta are capacitatea de a tăia și de a îndepărta de la noi. De aceea aș vrea să vă chem astăzi, apărați-vă mintea. Eu sunt sigur că diavolul va arunca săgețile lui arzătoare asupra minții noastre în orice vreme, orice știre. Au mai murit atâția, s-au mai contaminat atâția. Groază colo, groază dincolo. Însă, dragii mei, eu stau înaintea dumneavoastră și vă spun, apărați-vă mintea. În Ioan capitolul 14 cu versetul 1, Domnul Iisus le spunea ucenicilor săi să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Dragii mei, apărați-vă gândul, apărați-vă gândirea. În vremea aceasta, apărați-vă gândirea, pentru că vă spun încă o dată, există atâtea pagube colaterale în războiul acesta anticoronavirus, unele mult mai periculoase decât contaminarea cu acest virus, mult mai periculoase. Dragii mei, de ce să-l lăsăm pe diavolul să râdă de noi? De ce să-l lăsăm pe diavolul să-și bată joc de noi? Eu stau înaintea dumneavoastră în numele Domnului, al cărui cuvânt îl predic, și vă spun astăzi așa, apărați-vă gândul, nu vă temeți, pentru că cel ce poartă grijă de noi, cel ce ne protejează, este Dumnezeu. Da? Noi ne vom face partea noastră. Însă, dragii mei, încrederea noastră trebuie să fie pusă în Dumnezeu. Noi vom fi prudenți, însă încrederea noastră rămâne pusă în Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să închei acest cuvânt aducându-vă aminte că avem nevoie de pace și avem nevoie de liniște în vremea de acum. Ca să le avem, Dumnezeu ne-a chemat să ne păzim inima mai mult decât orice. A ne păzi inima înseamnă a ne păzi mintea, pentru că orice gând pe care îl întreținem în mintea noastră va genera un sentiment. Și când vom experimenta un dezechilibru emoțional, când în noi vor veni sentimente de teamă, de panică, de disperare, paguba va fi nespus de mare. De aceea vă chem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți să stăm înaintea Celui ce are toată puterea în cer și are toată puterea pe pământ. Aș vrea să vă chem să venim înaintea Lui și să facem o rugăciune și să zicem, Doamne, ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ne rugăm mereu, mereu lui Dumnezeu ca El să stopeze urgia aceasta. Ne pasă de semenii noștri, ne pasă de ceea ce se întâmplă în spitale,
Ne pasă de ceea ce se întâmplă pe străzi, în apartamentele de lângă noi. Ne pasă, Doamne. Dar pe lângă toate acestea, Doamne, nu vrem să stăm nepăsători față de nevoia de pace a inimii. O nevoie atât de mare pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să înțelegem că cel ce ne poate da pacea aceasta care întrece orice pricepere. Am început astăzi prin a zice așa. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și poate că unii s-ar potigni în fața unei astfel de afirmații și ar zice zi în care să ne bucurăm și să ne veselim când în jurul nostru este moarte și este boală și este neputință și este izolare și este carantină și este intubare și este internare și este reanimare și este criză și este șomaj și este foamete, preconizează atâția că va veni foamete, că va veni necaz. Putem să avem bucurie în vremea aceasta? Putem să avem pace în vremea aceasta? Dragii mei, dacă pacea noastră stă în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, n-am putea să avem pace. Însă pacea și bucuria noastră trebuie să fie ancorată în Dumnezeu. De aceea vă chem să ne ancorăm în Domnul. Aș vrea să ne punem toată nădejdea noastră în El și să zicem în rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului și să zicem, Doamne, dă-mi har atunci când e vorba de alimentarea gândului, dă-mi har, Doamne, să-l alimentez cu lucruri sănătoase, cu al Tău cuvânt. Atunci când e vorba de alungarea gândului, Doamne, dă-mi puterea de a lupta cu gândurile rele ca să le alung. Atunci când e vorba de alinierea gândului, să ne rugăm și să zicem, Doamne, ajută-mă să fac din orice gând al meu un rob al ascultării de Hristos. Și să am în mine gândul care era în Hristos Iisus. Și atunci când e vorba de apărarea gândului, să zicem, Doamne, ajută-ne să avem coiful mântuirii pe cap și sabia Duhului în mână. Și să putem să ne păstrăm gândurile curate, să tăiem cu această sabia Duhului dinspre noi orice gând aducător de tulburare, să-l îndepărtăm de la noi. Și în felul acesta să avem pace în inimă. Haideți așadar să stăm cu toții înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să ne rugăm celui preanalt pentru această igienizare a minții noastre și să zicem, Doamne, vrem o minte curată. Și mintea noastră curată să genereze sentimente curate și pline de pace și de liniște. Veniți să ne rugăm cu toții Domnului. Și când rugăciunea noastră a tuturor se va isprăvi, voi continua să mă rog Domnului și eu.